Joi, vineri și sâmbătă, între orele 13 și 17, toți cetățenii care ajung în zona de intrare a hipermarketului Carrefour Suceava pot beneficia de exerciții de acordare a primului ajutor medical în cazul fracturilor, plăgilor și arsurilor. De asemenea, se vor prezenta simulări de dezobstrucție a căilor respiratorii la adult, copil și nou-născut. Echipajul specializat care se ocupă de această activitate educativă și extrem de utilă este format din 4 pompieri militari, 3 paramedici și un asistent coordonator SMURD, împreună cu voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Deci pacientul meu, în momentul ăsta, fața este protejată de mâna și are stabilitate, da? Deci îngerul. Mâna pe telefon, 112 și aștept. Dar obligator trebuie să știm că pacientul respiră. Temele pe care specialiștii le prezintă sunt tehnici de acordare a primului ajutor în cazul fracturilor, plăgilor, arsurilor, recunoașterea stopului cardiorespirator la copil sau adult, cauzele cele mai frecvente care duc la instalarea acestuia și manevre de resuscitare cardiopulmonară, dar și metode de dezobstrucție a căilor respiratorii la adult, copil și nou-născut. La sătima infanță de corp, brațele drepte, da? Și de câte ore? Cu greutatea tatei? De câte ore a spus? 6. Ia.